Vedeți că dacă are ceva cuvinte, să le prezinte aici. Dumnezeu să ne Iacubioși părinți și iubiți credincioși. Nu întâmplător și nu o singură dată în viață avem ocazia să ne întâlnim în prezența unui sicriu și a slujbei înmormântări. Întrebarea care am pus-o dintotdeauna și spun și astăzi este că obișnuim să vărsăm permanent foarte multe lacrimi. Și cum spunea Părintele Cleopa, și lacrimile sunt de mai multe feluri. Ar trebui ca la mormântare să izvorască lacrimile cele adevărate de pocăință și fiecare ecranizare a plecării la cele veșnice a unui om dintre noi, adică în realitate și nu filmat, să ne dea puțin de gândit dacă am reușit să ne facem un proces de conștiință sau în același timp dacă am reușit să înțelegem acele cuvinte pe care Mântuitorul le spunea: cel ce bea sângele meu și mănâncă trupul meu are viață veșnică și la judecată nu va veni. Nu este vorba de o judecată de care va scăpa cineva, ci este vorba de acea judecată particulară care, în trei cuvinte care ați fost pe la Părintele Cleopa, ați auzit sute de istorioare, este o judecată în care sufletul se prezintă în fața lui Dumnezeu cu cele două cântare. Balanța faptelor bune și balanța faptelor rele. Faptele bune agonisite pe parcursul vieții, începând de la cea din tâi metanie și cruce făcută peste leagă în copilărie, și terminând cu cea din urmă îmbrățișare pe care o face Biserica prin slujba Parastasului, când trimite trupul spre locul de veci, adică spre mormânt, iar sufletul pleacă în cărările cele veșnice. Fericite ești astăzi suflete în calea în care mergi, sau fericite este calea în care merge alți suflete, cu alte interpretare. Dar ceea ce se spune înainte de taina mormântării este foarte îngrozitor din punct de vedere dogmatic. Vai câtă luptă îi trebuie sufletului când se desparte de trup. De aceea se obișnuiește, și noi știm prea bine că atunci când omul este bolnav pe patul de moarte, să-și ceară singur spovedania și Sfânta Împărtășanie, ca drumul și călătoria spre țara luminii veșnice să nu fie fără de stăpân, să nu fie fără de păstor, să nu fie fără de călăuță. Și întrebarea rămâne aceeași cu care am început. Deși vedem atâtea lacrimi, vedem atâtea suspine, vedem atâtea înduioșări, și ați văzut în manifestarea noastră umană cele mai frumoase grilaje, cele mai frumoase morminte, plăci funerare, fotografii, comemorări, cinstiri, parastase. Dar iarăși ne izbim de un lucru final și categoric pe care orice preot când slujește Sfânta Liturghie îl găsește scris în taina proscomidiei dimineață la Sfânta Liturghie, spunând la sfârșitul rugăciunii pentru morți: pomenește, Doamne, pe toți cei ce au adormit cu împărtășirea Ta. Deci pe toți cei ce au adormit cu împărtășirea Ta. În nădejdea învierii și a verii veșnice. Întrebarea cu care trebuie să plecăm în sufletul nostru acasă este aceasta. Frații noștri, bunicii noștri, surorile noastre, părinții noștri, copiii noștri, toți cei răposați au plecat cu împărtășirea în suflet și cu nădejdea în viața veșnică și a învierii? Sau din întâmplare, acel obișnuit sau incriminant cuvânt pe care îl auzi de fiecare dată și ca preot trebuie să te sfiești și să oarecum să consolidezi sau să încerci să așezi oarecum sufletește un suflet zbuciumat. Zice: Părinte, n-a fost om rău, dar a murit nepregătit. Cum putea să fie dulce dacă era otrăvitor? Cum putea să fie miere dacă era otravă? Și cum putea să fie otravă dacă el era miere? Și Sfântul Vasile cel Mare folosește un cuvânt foarte aspru. Zice: cei ce au fost lui Dumnezeu dușmani în viață, îi rămân dușmani și după moarte. Deci cea din tâi împăcare în taina învierii este împăcarea omului cu Dumnezeu. Petru s-a împăcat cu Iisus pe cale, înainte de a se întâlni, spuneți și lui Petru să vină în Galileea. Dumnezeu a încercat să se împace și cu Iuda, dar n-a reușit. Și Dumnezeu a încercat să se împace cu fiecare din noi,
dăruindu-ne cele șapte flori bisericești, începând cu botezul când ne naștem și sfârșind, dacă vreți, cu taina spovedanie și a Euharistiei atunci când ne sfârșim din această viață și plecăm spre cele veșnice. Așa cum a spus Părintele Paroh, întâmplător și nu oarecum lucrează Dumnezeu și El alege pe cei ce merită să moară cu împărtășirea Lui și cu nădejdea învierii și a vieții veșnice. Pentru că chiar aceste zile am avut aceeași nefericire să întâlnesc o persoană care mi-a spus: Părinte, soția mea e de cancer în spital. Zic, te rog, du-te și vorbește cu ea să-i facem o spovedanie și să o împărtășim și o rugăciune de dezlegare. Ce-a vorbit cu ea, nu știu, dar mi-a spus așa: dacă mă iubești, nu mă dărâmă. Cum să-mi aduci tu mie preotul să-ți sfârșești viața mai repede? Ce concepție despre spovedanie, ce concepție despre preot și ce concepție despre Sfânta Împărtășanie în secolul 20, când apeși un buton și ești în cosmos? Deci să nu cunoști taina preotului, să nu cunoști că acest mesager automat între om și Dumnezeu te interpune ca o legătură telefonică. Și în clipa când în gura ta intră Hristos, de sus vine raza luminii mântuitoare. Și seara la 6 s-a sfârșit, părăsindu-și iubitul cu același regret în suflet, dar mai mare din partea lui, că zice: Părinte, nu s-a împărtășit niciodată și avea și o groază de avort. Deci, acum este întrebarea cea finală și greoaie. A murit în nădejdea învierii și a vieții veșnice? A murit cu împărtășirea lui Hristos? Deci este întrebarea care trebuie pusă la fiecare înmormântare și fiecare părinte paroh. Întotdeauna este bine să vă amintească și să vă spună: frații mei, nu moartea să ne înspăimânte, nu un trup împuțit care să duce în descompunere, cum spune legătura rugăciunii de dezlegare, ci să ne înspăimânte starea sufletească, să ne înspăimânte acel cuvânt al lui Andrei cel Nebun pentru Hristos, care a auzit oarecând pe dragi râzând de bogatul nepocăit, ce se ducea spre groapă cu cântări duhovnicești, iar dracii îl împroșcau cu împuțiciuni de acelea negrăite ale iadului și spuneau, zice, cum să intre ăsta cu sfinții, zice, cum să intre acesta în împărăția cerului când, zice, este negru de putoarea păcatelor. Să avem grijă încă din viață și nu să nu trăim în nădejdea că lasă că pe patul de moarte ne vom pocăi, că e a doua întrebare din îndreptarul de spovedanie, pe care cei mai mulți o bifează de fiecare dată. Zice, da, părinte, am greșit și așa. Am zis că acum am probleme. Problema finală este mântuirea, problema principală este sufletul, iar problema secundară este rugăciunea. Primară este mântuirea, pentru că fără de mântuire vom fi departe de Dumnezeu. Și comparația este scurtă și evidentă. Așa cum ei nu-L vor mai vedea vreodată decât în poză sau în fotografie, sau îi vor auzi glasul pe o casetă, video sau audio, așa și noi în iad, când nu vom mai fi lângă Dumnezeu, om mai dori să ascultăm glasul Sfintei Liturghii, om mai dori să ascultăm glasul de dezlegare al spovedaniei, om mai dori să ascultăm glasul de dezlegare a păcatelor, om dori să mai ascultăm acea vorbă, se împărtășește robului Dumnezeu spre iertarea păcatelor și viața de veci, amin. Dar câtă luptă este când se desparte sufletul de trup? Că Efrem Sirul spune că la moartea omului vin atâția diavoli câte păcate a făcut. Iar dacă omul ar avea ochi spiritual deschiși, ar muri de frică. Ei, vă spun că el n-a murit de frică, ci a murit la jumătate de oră după ce a luat Sfintele Taine pentru a treia oară. Dezlegat, spovedit și împărtășit. Iar când discutam amândoi la taina spovedaniei, mi-a spus așa: Părinte, zice, eu fac ce spun ei, dar știu eu că mare lucru nu mai este. Deci, simțea, dar în același timp a spus, trebuia făcută și asta. Ei, fiecare să se gândească în mintea lui că trebuie făcută și asta. Lângă modă, lângă bani, lângă mașină, lângă casă, lângă copil, lângă profesionalismul pe care îl avem de fiecare zi, indiferent de speța socială unde ne aflăm, să mai punem un tacâm în tabla conștiinței pe care să scriem moarte și viață veșnică. Adică în fiecare zi, ca împăratul Iustinian, dacă am zice: Doamne,
Am făcut o faptă bună ție astăzi? Conștiința să spună da. Mi-am făcut rugăciunea, am fost în sărbători la biserică, am postit miercurea și vinerea, m-am spovedit în posturi, m-am închinat seara și dimineața, am frecventat biserica și nu în mentalitatea aceea bolnavă care circulă și mereu să spune și să aude de mii de ori ce aia mă duc la biserică să aibă bani. Nu te pune nimeni să aduci bani. Stai tu că tu ești moneda, tu ești drahma cea pierdută, tu ești oaia cea rătăcită. Stai acolo lumânare. Din capul tău să izvorască rugăciuni în chipul luminii și Hristos va vedea jertfa ta. Și atunci când te-ai întors la casa ta, este imposibil, ca și pe un perete nevăvit pe care dai cu var fără pregătire, să rămână o urmă de vidinea. Este imposibil ca pe un suflet nepregătit, puturos și leneș la cele duhovnicești, să nu rămână o urmă de vidinea din glasul Sfintei Liturghii, măcar acel glas. Și morții vor auzi glasul lui Dumnezeu și vor învia. Deci păcătoși ascultând predica, ascultând slujba înmormântării, slujba Sfintei Liturghii, încep să-și aducă aminte. Ce sunt eu? Praf, cenușă, umbră, fum. Și cum spune Duhul Sfânt la psalm, fiindcă îi se potrivește extraordinar de deosebit acest verset. S-au sfârșit anii mei într-o durere și viața mea într-o suspinul. Și iarăși pentru cei mândri și frumoși și falnici, omul ca iarba zilele lui ca floarea câmpului. Așa va înflori. Dimineața va înflori, va cădea și sara să va usca. Nimicnicie sunt anii noștri, că de sunt putere 80, deja e o steneală și durere. Dar moartea nu întreabă. Moartea nu are programator și calculator. Are un fel a ei de a fi, de a ține o legătură permanentă cu Dumnezeu și a trece din fugă în fugă, când peste ocean, când peste alt continent, când peste alt oraș, când la vecinul, când la cumărul, când la mătușa. Deci nu vine să te întrebe, știi, vrei să plecăm? Nu! Ci vine și spune, acum plecăm la drumul cel lung. Și prima aruncare a omului în conștiință este glasul care spune, sunt pregătit, pot să plec. Și atunci vezi acele morți fericite în care nici familia nu disperă prin urlele te strigătoare, nici familia nu se manifestă în vocete de acelea păgânești pe care Pavel le condamna și spunea, nu vă întristați ca cei ce n-au nădejde, că boul de grâu dacă nu-l arunci nu dă roată, dacă nu putrezește nu dă salt, spic nou. Și iarăși spune Apostolul Pavel, numai cei ce n-au nădejde să tem de moarte și pentru cei ce nu cred e o nebunie crucea și jertfa. Dar pentru cei ce cred în înviere, pentru cei ce cred în lumina cea pururea viitoare, pentru cei ce cred în ușa tuturor tainelor, adică biserica, pentru cei ce cred în cruce, care este sceptru împăraților și podoaba sfinților, pentru cei ce cred în mântuirea pentru care Hristos a vărsat picătură cu picătură sânge dumnezeesc, moartea este cam în felul următor. Și cu aceasta închei. Eram în anul 96, era iarnă, și vine o femeie disperată și îmi spune, părinte, moare soacra. Zic, las că nu moare până mine, spune că am spus eu să trăiască. Și zis și făcut, m-am dus undeva la o sfințire întâmplător. Și am uitat când m-am întors după amiază să-i cercetez soacra. Dimineața la ora 6, mi-am adus aminte și am zis, hai să fac liturghia mai devreme, ca să mă duc și la bătrâna aceea. Când am terminat Sfânta Liturghie și mi-am luat sfintele și am luat-o pe cărărușă la casa ei, în clipa când am intrat pe ușă, un malder de bătrână bolnavă, în pat, schingiuită, nenorocită, acolo amărâtă, ca vai de ea cu plină de boli, ca omul la țară, cu un așternut acolo smerit, ioi, ce bine că a venit popa, era să mor de împărtășită. Câtă grijă! Și în clipa când i-am dat Sfintele Taine, s-a întins așa ca un elastic, deși a vorbit cu mine lucid până la dezlegare, iar când am ajuns la ușă, nu oram spune, părinte, să trageți și clopetele că-i gata. Ei, iată darul lui Dumnezeu pentru omul care trăiește în nădejdea învierii și a vieții veșnice. N-a vrut Dumnezeu să-i scurteze viața fără acest sfânt odor. Dar când acesta se dă din silă și din obligație și în cele din urmă, părinte, hai să mai încercăm și asta, să vedem ce iese. Aia nu-i credință. Aia e formalism,
Este mare acuză și rușine când noi vorbim de fundamentalismul religios, ci trebuie să vorbim tendințios de această păstrare a dogmelor și a tainelor bisericii, pentru că fără de ele suntem ca o mireasă fără de voal, ca o mireasă fără de rochie, ca o mireasă fără de mire, ca o biserică fără de Hristos. N-avem cum să ne eschivăm de la regulile și datoriile nescrise și lăsate întipărite în carnea lui Hristos, legate de sufletul nostru, că așa se încheie rugăciunea de dezlegare și așa închei și eu. Dar neputând păstra chipul slavei tale negrăite, deși port ranele păcatelor, eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorile și mă mântuiește în vecii vecilor. Amin. Slavă!